Foarte bine! Excelent! Marius și Julia! Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Acestea sunt, sunt scaunele. Hai că e ok. Eu stau foarte bine așa. Mă așez bine aici? Ok, ok. Tunușa. Cine? Cine? Foarte tare, da, parcă da, am da, echipa da. De fotbal. Așa e. Hai să vedem despre ce este vorba cu această piesă, cu acest featuring. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns ce în această formulă? Aici? Păi am ajuns în formula asta prin exitul meu din accent. Mi-a plăcut cum ai spus. Exitul din accent. A fost bine punctată. Știi, aș vrea să te întreb și te-ai certat și... Glumeam, hai toată lumea asta îl întreabă. Unde se duce la emisiunea asta? Da, așa e că te-ai certat, nu? I-am zis înainte, zic, băi, mă întrebi de ce și cum și așa și el a zis că nu. Deci, păi nu, dar chiar nu ne interesează. Poți să zici că chiar, te-ai chiar nu ne interesează, deci serios, ai ales această cale, este foarte bine ceea ce faci acum în această formulă. Nu ne interesează, nu? Pur și simplu, important este produsul, important este ce ajunge acasă la oameni. Spune-mi un pic despre videoclip. Păi, videoclipul a fost făcut de Roca, foarte, foarte talentat, este solistul de la firma. Am filmat multe ore, dimineața până seara, mai întâi în soare, apoi în ploaie,
Ploaia aceea... Poți să zici. Și în vânt, da, a fost ploaia și aceea a fost de la mama ei. A fost făcătură așa, ploaia, sau... nu, nu, nu. Ah, ok. Deci umblați cu d-astea, da? Da, 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 da. Vedeți ce înseamnă? Am efectuat înainte un dans al ploii. Julia a venit cu niște oale, cu niște chestii ce știa să facă. Mulțumesc. Și dar n-a plouat, că nu i-a ieșit vraja. Și atunci De obicei iese chestia. Da, da. Și am fost nevoit să chemăm mașina de făcut ploaie și așa am reușit să... Da, măcar era o ploaie caldă, nu? Nu era deloc caldă. Nu? Iar filmările de seară au fost criminale pentru mine. Ea a scăpat, dar eu am trebuit să stau la peretele ăla și au tot... Te-a tras curentul, ploat. Cum să zici? La spate. Da, rău de tot. Da, interesant. Dar muzical vorbind, cum este între voi? Sunteți pe aceeași lungime de undă? Vorbiți aceeași limbă? Eu și Giulia? Da. Noi suntem pe aceeași lungime de undă, în general. Adică ne-a ieșit bine colaborarea, n-am avut conflicte până acum. Să vezi ce smul păr din cap când plecăm de aici. Am o înțeles. Să ne înțelegem bine, zic eu. Am înțeles, da, am înțeles. Fii atent, fiți atenți. Avem o întrebare care se numește Blitz. Nu știu de ce îi spune așa Blitz, dar vine un băiat cu aparatul de fotografie să ne facă poze, da? Întrebarea Blitz, vreau generic și revenim. Întrebarea Blitz este pentru Marius. Te-ai certat când ai plecat? Nu, am glumit. Nu, întrebarea e foarte, foarte ușoară. Cum vei continua în această etapă a vieții tale din punct de vedere artistic, solo? Păi am lansat un album pe care astăzi l-am ridicat din depozit și l-am Iată. Văzut și eu pentru prima dată. Iată. Se cheamă By Myself. Și cuprinde mai multe genuri, e o combinație de pop, R&B, o piesă de club. Hai mă, iar veniți cu d-astea, album pop, rock, dance, R&B, da, latino, reggaeton. Mi-a fost foarte greu să-mi dau seama ce vreau să fac, era complicat și am zis ok, fie de toate. Ok, fie n-am, de toate. N-am folclor pe album și n-am manele, deci ok. Slavă Domnului. Următorul, promit. Slavă Domnului. Perfect, i-am lăsat să se bucure. Spune ce mai faci în altă ordine de idei, pe lângă faptul că tu cânti. Știu că tu ai și alte activități adiacente, să le spun așa. Ar trebui să mai fac și niște sport, însă în ultima vreme... Și noi. Și noi. În ultima vreme, da, mi-am pus un tricou mai larg. Da, normal, știu, cunosc aspectul. Da. Și la pantofi, port un număr mai mare, nu știu ce. Da. Așa. Dar... A fost complicat, că știi tu, perioada de promovare, tu erai foarte multe... intuit, ca să zic așa, în chestia asta cu sportul. Păi sunt în continuare, dar a fost o perioadă puțin mai dificilă pentru mine, de vreo 2 săptămâni, dar promis să revin. Și am mâncat multe dulciuri, dar... Suferă. Da, sufăr cumplit pe chestia asta, chiar m-am obișnuit. Da, mă, sufăr mult. Am crezut că din dragoste. Bre! Bine! Avem un telespectator la telefon... Sper că avem un telespectator la telefon căruia o să-i spunem bună seara, bun găsit, bine ai venit. Alo, bună seara. Cum te numești, de unde suni? Daniel din Mureș. Dan, Daniel sau Dan? Da. Cum doriți, Dan. Daniel. Cum o fi, Dan? Fii atent, Dan, pentru tine o întrebare ce are drept premiu un MP3 player de 1 giga. Un lucru foarte folositor în cazul în care vrei să asculti. Dacă știu și eu răspunsul, e okay. Răspunsul? Poți să primești și eu... Tu poți să primești ocazia să-i înmânezi, ca să spun așa personal, să-i trimiți la poștă, uite, te trimitem pe tine la poștă să faci coletul, să trimiți premiul câștigătorului în cazul în care se va întâmpla acest lucru. Dan, cine a regizat videoclipul Marius și Giulia? Hai că au spus mai devreme, un domn așa, cu părul așa, cântă el la o formație așa, are un nume cu 2 de C așa, începe numele lui cu R așa, urmează un O după R. Hai mă, dă-mi un cadou, că spun eu. Dacă puneați o întrebare, m-ați pus în întorcături. Nu eram sincer la ceva mai ușor. Eram, chiar atunci am fugit la telefon și eram... Dane! Unde are Marius un piercing evident? Da, bineînțeles. Are el acolo la ochi sus la... Ai câștigat! Nu mă înțeleg cum ești. Îl știam de când era la Accent și mi-a făcut o mare plăcere. Mersi! Mersi frumos! Marius, bine că... o singură întrebare și gata, v-am lăsat!
Liniște! Silence! Mai ai în altă parte vreun piercing ca să... Nu, da, avea Giulia unul în altă parte și... Dar tu de unde știi, măi? Da, scuze, nu trebuia să spun asta, îmi cer scuze. Ok, mulțumim frumos, Marius și Giulia! Aplauze! Rămâneți cu noi, nu plecați! Doamnelor și domnilor, top super hit merge mai departe. Nu uitați să intrați pe site, să-i vă uitați. A fost extraordinar, sunt pe val. Iar noi continuăm cu următorii invitați care sunt de data aceasta un pic mai latino, așa, un pic mai de dans, un pic mai de